Vrei să fii spion? Asta e șansa ta. Ai probleme, cheamă-ne pe noi. Serviciul de informații externe a publicat un anunț de recrutare pe pagina sa, prin care recrutează viitori ofițeri operativi și specialiști în limbi străine. Alătură-te de echipei noastre pentru a descoperi împreună secretele lumii în care trăim. Ăsta e titlul anunțului, deci sună palpitant, ca din filmele americane sau o carte de dezvoltare personală, nu? Ei, stați așa că înainte de a descoperi secretele lumii, să aflăm și ce trebuie să facă cineva ca să ajungă ofițer în serviciul de informații externe. În primul rând, trebuie să aplice, logic, chiar pe pagina serviciului de informații externe, unde își poate depune CV-ul în perioada 25 mai 14 iunie. Acum, nu știu ce înseamnă un CV bun pentru joburile astea, dar uite aici cerințele pentru cine dorește să urmeze o carieră în cadrul serviciului de informații externe. Trebuie să fie student în an terminal sau absolvent de studii universitare de licență. Să aibă bune cunoștințe de limba engleză și disponibilitate de a executa misiuni externe pentru postul de ofițer operativ. Cunoștințe de limbă rusă, arabă, chineză sau germană, nivel B2, pentru postul de specialist în limbi străine și excelente abilități de comunicare. Alo! Alo! Iar dacă ești selectat, urmează alte etape de evaluare psihologică, profesională, de testarea cunoștințelor de limbi străine și medicală. Deja se cam complică treaba dacă îți imaginai că o să fii un James Bond doar cu liceul. Dar cum tot vorbim aici de mituri, iată câteva pe care serviciul de informații externe le dărâmă, ca să fie clar că nu o să o arzi exploziv prin țări străine, să conduci mașini cu mitraliere sub capotă și să tragi cu pistolul pe care l-ai asamblat în plonjon. Păi și care mai e distracție atunci? Ei, uite. Tot ei zic că lucrează mai mult cu creierul decât cu arme și că multe dintre joburi seamănă cu cele de birou. Deci nu trebuie să arăți ca un star de la Hollywood și nici să fii plin de mușchi. Sau că îți vei vedea familia foarte rar sau că va trebui să dezvolui secrete despre familia ta. Ei zic că nu. Acum și la restul joburilor, dacă mai faci și ore suplimentare sau lucrezi în ture, e cam aceeași situație. Bine, da. Cât e salariul? Salariul minim net al ofițerilor la încadrare, în funcție de domeniul de activitate, este cuprins între 5.000 și 5.500 de lei. Însă acesta crește pe măsura promovării în funcție și avansării în grad. Nu e rău, mai ales pentru un proaspăt absolvent de facultate. Deci dacă sunteți curioși de jobul ăsta, cel mai bine să intrați pe pagina serviciilor de informații externe, care e destul de bine organizată și, dacă aplicați, nu pot să vă zic să ne scrieți cum a fost procesul, pentru că, înțeleg, e secret.